Fracțiunea platformei DA din Parlament propune introducerea moratoriului asupra legii care a pus povara fraudei bancare pe umerii cetățenilor. Un proiect de lege în acest sens, semnat de membrii fracțiunii, a fost înregistrat la Parlament. Platforma DA propune aplicarea imediată a moratoriului asupra implementării legii miliardului până la epuizarea tuturor mijloacelor de investigare și recuperarea mijloacelor fraudate. Această opțiune ar fi corectă și necesară pentru evaluarea exactă a fraudei și a consecințelor acesteia în formă pecuniară. Totodată, suspendarea legii ar permite o mobilizare a tuturor instituțiilor, inclusiv a Băncii Naționale din Moldova, pentru demascarea fraudelor și identificarea beneficiarilor și recuperarea mijloacelor fraudate. Doar după epuizarea tuturor eforturilor, legea miliardului ar putea fi reactivată și doar suma reziduală, reziduală nerecuperată ar putea fi recunoscută drept datoria de stat internă, cu stabilirea din noi privideri pentru relațiile dintre Banca Națională și Ministerul Finanțelor. Slusarea a precizat că această inițiativă a fost consultată cu mai mulți experți din domeniu și a îndemnat și celelalte fracțiuni parlamentare să o susțină. Este deziderat o platformă DAIN din anul 2015, spre realizarea căruia am trecut prin, pentru realizarea căruia am trecut prin proteste, alegeri, guvernarea scurtă, activitatea Comisiei Parlamentare de Anchetă. Această inițiativă a fost consultată cu mai mulți experți în domeniu și sper că va fi susținută de toate fracțiunile parlamentare. Reprezentanții platformei Da afirmă că în urma suspenderii legii miliardului din bugetul de stat vor deveni posibile sume anuale de circa 850 milioane de lei, un miliard lei, care pot reprezenta un spațiu fiscal important pentru programe și proiecte sociale.